Mircea Vodă, Ciobanul. Scenariu de Elena Gronov-Marinescu. Nenumărate au fost ceasurile de neodihnă și durere ale neamului nostru. Și puține, cum nu s-ar crede, cele de liniște și pace. Dușmanii se năpusteau mereu cu gând de pradă asupra pământurilor noastre strămoșești. Și erau greu de înțeles pentru cei veniți pe aceste meleaguri numai după bogății și prădăciuni, cu tezanța cu care se ridicau românii de fiecare dată să-și apere moșia, îndârjirea cu care își plămădeau istoria. Zice-se că pe vremea uneia din năvălirile oștilor turcești în țara românească, pe la începutul veacului al XVI-lea, se petrecu o întâmplare cu totul osebită. Bărbații erau la oaste, iar femeile, bătrânii și copiii porniseră de frica păgânilor în bejenie. Satele erau părăsite și numai aici colo se mai auzea uneori lătratul trist al vreunui câine uitat în grabă. O singură gospodărie nu fusese lăsată de stăpân, într-unul din satele de dincoace de Argeș, cea a mătușii Năneasca, cum o strigau mai ales copiii pe bătrână. Zadarnii condemnaseră ele vecinele. Bătrâna cugetase o vreme, apoi se întărise în sine ei și hotărâse să rămână pe loc. Hai, mătușii Năneasca, la ce stai? Ia ce luași să pornim de grabă munți, că de-o întârzia ne-o prinde focul din urmă, hai! Ba, eu nu am mai plecat, floare. Cum? Mă gândi, mă răsuci și gata. Aulă! Nimeni nu mă mai schimbă neam. Cum adică tălea? Să mă ia cei pe dinaintea păgânilor? O femeie fără de nicio rază? Ia, ce o să-mi fac? Mi-o lua viața? Păi iau, că tot n-am la ce trăi. Ai, n-ai, e așa pomenirăm din moș strămoș? Nu se cade să nu ne potrivim obiceiului. Păi bătrânețea nu vrea să mai știe de nimic tu, floare. Porni sănătos și nu vă puneți mintea cu mine. De? La ce să-mi părăsesc strânsura de o viață? Că n-am pe lume niciun rost. Bărbatul mi-a murit, copia și ișderea. De ani de zile nu văzu un suflet de om în casă. Și de mortăia turcii mi-o fi spre bucurie. Că poate numai așa să scap de toate. Și pe deasupra și de urât. De, cum ți-o fi voia, mătușă? Vreme de pierdut nu e. Rămâi sănătoasă. Merge sănătoși cu toții. Și să veniți sănătoși cu toții. Intră fără teamă. Intră. De unde vii, băiete? Par ostenit de drum. Și ești tot prăfuit, de parcă ai bătut țara cu piciorul lung și în lat. Păi, vin de departe, mătușică. M-am rătăcit și nu mai știu în ce parte să o iau ca să ajung acasă. Mi-e frică de turci, mătușică, mi-e tare frică. Dar la ce să-ți fie ție așa frică de turci? Păi n-am eu teamă de ei, că mi-s femeie. Dar mi-te tu, voinic în toată legea. Turcii sunt departe și n-au ce căuta prin locurile noastre. Eu mi-s singură de multă vreme și n-a clintit nimeni o frunză din loc. Hai, poftește nuntru să te mai recorești, că mă luai cu vorba așa, în ușă. Mi-e foame, mătușicu. Ți-o da mama și mâncărică, copile. Păi ți-o da. Numai ca să aștepți o leacă. Da. Da? Dar cum de te rătăci? Că mic, mic, nu mai ești. Nici eu nu știu prea bine. Ca întoi o luptă de. Ce tot îndruși tu acolo? Ce luptă? Cu turcii. M-a luat tata cu el la luptă. Și în vreme ce alerga când într-o parte, când în alta oastei, să îndemne oștenii. Eu m-am răzlețit și m-am pierdut apoi de tot. Păi nu cercași să-l cați? Pa, da, dar nu l-am găsit. Oamenii se vânzoleau de colo-colo că doar era luptă, nu?
Și mereu mă împingeau mai departe, mai departe. M-am speriat rău când m-am văzut singur și am pornit-o și eu încotro am văzut cu ochii. Așa. M-am strecurat mai întâi încet, apoi când m-am aflat la adăpostul pădurii, am luat-o la sănătoasa. De turci mă temeam, atâta doar. Bată-te să te bată. Război îți trebuie ție. Da și la tată tu minte. Cum să te ia el pe tine la luptă, așa cum ești un țânc? Și unde zici că a rămas el? Cine? Păi, tată tu, cine altcineva? A, în luptă. Da, știi, barem cum îl cheamă? Poate că-l aflăm. A, cum să nu? Radu. A, și mai cum? Vodă. Cum? A? Radu Vodă, zici cel mare. Cum, copile? Ești de os domnesc? Păi, maică, sunt bătrână. Puterile mi-au slăbit de mult. De aceea, eu prea multe nu te pot ajuta. Nu știu a fi auzit vreodată de drumul ce duce spre curtea lui Radu Vodă. Și chiar dacă l-aș ști, nu m-aș încumeta cu bătrânețea mea până acolo. Mai cu seamă cu vremile astea tulburi. Da, dacă vrei tu să mergi mai departe, să-ți cauți părinții, eu nu te împiedic păcatele mele. E, și dacă vrei să rămâi aici cu mine, mai tare mă-i bucura. Și din inimă încă. Rămân, mătușică. Bine, maică, bine, să-mi trăiești, că mare bucurie mi-ai făcut venind. Of, 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 grea-i pustietatea. Eu ți-o-i fi ca și o mamă. Cum te cheamă? Mircea. Vremea trecea, oamenii se întorseseră de mult din bejenie, dar Mircea sta mai departe în casa mătușii Năneasca. Toți din sat îl socoteau drept vreun nepot de-al ei, rămas orfan de pe urma urgiei războiului. Toată ziua putea fi văzut cu oile și caprele la păscut pe pășunile din jur. Mircea flăcău în toată legea și tot așa strici ca pe zânci? Nu se potrivește el tu floare la dal de astea. E înțelept ca un bătrân. Fire domoală și cu cumpăt. Tot satul ți-l cinstește de. Hai că avusești noroc cu el, ce mai? Și cum te mai ascultă? Ei, păi cum să nu mă asculte? Ca și eu mă îngrijesc să nu-i lipsească nimic. Așa-i, așa-i. Ce-i drept? După puteri. Nu? La început când a rămas, mă bucurasem. Dar știi, bucuria nu mi-era de plină. Mă tot chinuia zor și pace gândul că într-o zi careva din neamurile lui l-o găsi pe copil. De, și mi l-or lua, că doar așa se cuvine. Liniștea-mi venit cu vremea când văzui că anii trec și nimeni nu întreabă de dânsul. De, părinții, părinților fi crezut mort de nu-l cătară nicicum. Veni, maică, veni. Păi uite, uite, colea. Da. Ia, ia de mănâncă și tu ceva, că de azi dimineață ți-o fi, băiat. Să rugă. Se povestește că ceva mai departe de satul unde și-avea casa mătușa Năneasca, pe Valea Argeșului, trăia un om bogat peste măsură. Avea moșii necuprinse, bani fără număr și vite de tot soiul, fără a le mai putea ține cineva vreo socoteală. Omul avea 3 feciori și, pentru că simțea sfârșitul aproape, într-o zi îi chemă pe toți 3 lângă patul său de suferință. Dragi tati, zilele-mi sunt numărate de acum. Mult noi mai duce eu, că de când mă știu, nu văzui om care să fie uitat de 2 lucruri,
de bătrânețe și de moarte. Nu ne mai întrista cu vorbele tale, taică. Mai ai încă pâine de mâncat. Iar pentru noi bucurie mai mare nu e decât să te vedem aici, în mijlocul nostru, povățuindu-le la nevoie. Știu, taică, da. E mai bine să-mi știți din timp vrerea, ca să nu vă certați pentru moștenire după moartea mea. Da, bine faci, bine faci, tătuțe, bine faci. Da, dar ce ne lași? Dragii tati, greu mi-a fost să hotărăsc eu. Și cât m-am socotit, tot n-am putut. Căci fiecare din voi îmi este drag cum nu se mai poate. Și atunci mi-am zis să vă alegeți singuri partea. Cum adică? Priviți, aici, în aste trei lăzi, am tot avutul meu. Fiecare să-și ia câte o ladă. Da, să nu le deschideți până noi închide eu ochii. Păi, totuși... asta mi-e dorința. Pricepurăți? Pricepurăm, da, 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 da. Eu n-am prea înțeles voia, bătrânilor. Nici eu, dar n-a pomenit nimic de pământ. Dar cui rămâne? Cui? Poate fi gândit că pricepem și singur, că vrea să-l împărțim în trei. Da, și cu vitele? Ce facem? Păi, știu eu. O, cine știe ce ne mai așteaptă. Nu trecu multă vreme și bătrânul închise pentru totdeauna ochii. Feciorii îl înmormântară după rânduială, dar cum văzură coșciugul coborât, porniră în grabă mare spre casă. O, lung mi se mai păru și drumul. Unde a venit și așa repede de nerăbdare? V-ați așezat acum pe taclare. Dați-mi cu cheile lăzilor și mai lăsați vorbe. Cine mai are răbdare să caute cheile? Le spargem iute. Nu mă bani. Aur, aur, glumă, ideea. Știu că m-a iubit tăicuța, dragul de el. Da, dar ta e plină de aur. Vin să vezi cu ce mi-a umplut-o pe-a mea, dragul de tătușa. Cu ce? Ei, uite-mă, cu pământ? Pământ, numai pământ, pricep. Dar tu ce mine le-ai mai găsit? La mine și mai și frații. Ia zi. Mi-a pierit și glasul de ce văd. Ia, priviți și voi. Și? Numai oase și coarne de vite. N-a mai fost bătrân în mințile lui. Noi prea ne-am lăsat duși de nas. Trebuia să desfacem lăzile atunci când ni le-a dat, pe loc. Să nu zăbovim până după moartea lui. Acum ce ne facem? Păi ce să facem? Fiecare cu lada lui, cum i-a fost noroc. Asta a fost doar dorința tăicuții. Ei, nene, dar nu ne lăsa așa fără nicio nădejde. Dă-ne și nu o parte din bani. Ce vrei să facem cu lada asta de pământ sau cu cea de oase? Fie-ți milă. Mă, nici prea în cap nu-mi trece așa ceva. Cum v-a fost e norocul? Ăsta ții cuvântul din urmă, frățene? Da. Bine, atunci să mergem la divan la Târgoviște. Să ne se facă acolo dreptate. Nu ne lăsăm noi așa cu una, nu cu două. Să mergem unde vreți. Că eu tot nu vă voi da vreun galben. Ei, dar încotro porii războinicilor. Păi, la judecată păcatele noastre. De aceea vă ciondăniți așa încă de pe drum? Dacă nu-i dăm de capă dreptății. Da, care-i pricina? Ia, așezați-vă aici cu alea să vă mai odihniți. Sau și mai bine, poftiți cu alea în bătătură. Aha, hai să mergi. Așa. Ia. Mare gospodărie n-avem noi, dar după ce să beți apă, tot om găsi. Să o chem și pe mătușa Anănească. Mulțumim, dumitale, dar nu te grijă că mult n-o mai întârzie. Apoi numai să-ți povestim și matale năcazul. Ia. Eu zic că nu e așa de greu de aflat gândul tatălui vostru. Păi cum adică nu e greu, da? De vreți, mergeți mai departe la judecată, dar eu vă sfătuiesc să spuneți acolo și socotința mea. Poate n-o fi rea. Dar pe care e zi. Uite așa, eu cred că tatăl vostru a chipzuit cam așa. Cel ce a luat lada cu pământ să moștenească toată moșia părintească. Cel ce s-a ales cu lada plină de oase și coarne să rămâie cu vitele. Iar celui ce i-a rămas lada cu bani i-a dăruit toată strânsura lui de viață în galben. Nu ne-am gândit. Să știți că așa trebuie să fie. Asta a fost dorința tătuței. Îți mulțumim din suflet, necusule. Acum ne-am luminat și noi. Dar care ți-e numele să te pomenim mereu pentru județ? Mircea.
Păi, băi, fraților, cine mai trebuie altă judecată? Haideți înapoi acasă. Ha! Așa, hai. Ia, hai. Ea părintească, bucuroși că au găsit dreptatea așa de lesne, fără să mai bată drumul până la Târgoviște. Mergeau însă și se tot minunau de istețimea flăcăului ce le ieșise în cale. Și nu rămânea drumeți pe care să-l întâlnească și căruia să nu-i povestească istoria. Și oamenii se mirau și ei de priceperea flăcăului și duceau mai departe vorba despre chibzuința ciobanului Mircea, nepotul mătușii nănească. Și așa se întâmplă ca judecata lui Mircea să fie auzită și de un mare boier, care fusese silit să-și oprească Rădvanul chiar în fața casei bătrânei spre a-și odihni caii obosiți peste măsură. Boierul se minunase mult de cuvintele flăcăului și poruncise apoi să-l aducă pe Mircea înaintea sa spre a-l cunoaște. Apropie-te, flăcăule! Domnule. Hai, hai, fără teamă! Voi numai a te cunoaște! Ți-am auzit fără voie județul și mult mi-a plăcut chipzuința ta. Care ți-e numele? Vorbele măriei tale mă bucură peste măsură, deși nu știu de mi se cuvin pe de-a întregul. Numele meu e Mircea. Mm-hmm. Și cine sunt părinții? Trebuie să fie tare fericiți că te au. M-a crescut mătușa nănească, așa îi zice satul. Da. Dar după părinții mei buni, sunt de viță domnească. Oh, chiar așa? Să fii tu de os domnesc? Sunt fiul lui Radu Vodă cel Mare. Glumești, băiete? Fiul lui Radu cel Mare în straie ciobănești? Nu straiele îl fac pe om, boierule, după câte știu. Bine, bine, bine. Te voi ține minte oricum, fiul al lui Radu cel Mare. Eu sunt spătarul Șerban. Poate ne vom mai întâlni vreodată în viață. E bine să știi de mine. Dacă îți pot fi de folos cu ceva, caută-mă la Târgoviște. Acum sunt silit să plec mai departe în grabă, că amiaza e de mult trecută. Să ne vedem pe curând, băiete! Mergi sănătos, boierule! Vestea despre înțelepciunea lui Mircea ajunsese curând din om în om până la Târgoviște. Și nimerindu-se tocmai să mazilească turcii pe Radu Paisie, boierii din divan se și adunaseră grabnic să hotărască, în taină la început, alegerea noului domn. Boieri dumneavoastră, eu socot că n-ar fi rău să trimitem după feciorul acela de care vorbește acum întreaga țară și de-i zice Mircea Ciobanul. E doar în obiceiul pământului să ridicăm la mare cinste oameni iscusiți, chiar fără rang. Ba, eu aș zice să mai gândim, spătare Șerban. Nu ne grăbește nimeni și nici nu se potrivește pripala cu asemenea treabă. Și apoi să aducem chiar un cioban, boier, dumneavoastră. N-am aflat în toată țara un fecior de viță domnească? Rău, nu cuvântă banul Teodosie, numai să nu uităm că și de-o-mi pierde prea multă vreme cu căutatul, primejdia turcească nu ne-o ierta. Așa-i, boierul noastră, să fim cu luarea minte. Așa-i, așa-i. Se cuvine multă înțelepciune de vrem să ne hotărâm singur domnul. Așa-i, boierul dumneavoastră. Și eu socot asemeni spătarului Șerban că e bine să tragem folos după greutatea luptei turcești în hotarul celălalt și să nu ne pierdem dreptul de a ne alege singur domnul ce voim prin adunarea țării după vechea datină. Drept ai grăit, comise. Și apoi de ce ne-am crede că vorba aceea cu ce măsură vom măsura cu aceeași măsură ni se va măsura? Cugetă mai adânc, vornice, și ne vei da dreptate. De ce altceva avem nevoie acum pentru țară decât un domn înțelept și jurat? Apoi se zvonește că ar fi chiar fiul lui Radu Vodă. Zvonuri, zvonuri, fără niciun temei, zvonuri. Boier dumneavoastră, primiți învoiala să-l ridicăm domn pe flăcău? Ce ziceți? Da, spătare Șerban, așa să fie. Da. Vornice coadă, nu spui nimic? Așa să fie, boieri, cum ați socotit. Sunteți mai mulți, soară. De vreți ca țara să aibă un domn cioban să fie atunci adus în grabă de la oile sale măria sa Mircea Vodă. Boierule! Iertați-mi îndrăznala, zis ciobanul, căci pentru boier și norod el așa se va numi în vecie. Da. Să fie adevărat că boierii țării țin să fie cu adevărat
păstoriți? Ce coată! Da, 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 spătare. Nu-mi e teamă sau rușine să mai spun odată. Domniile voastre, simțiți nevoia unui păstor. De aceea cuget că v-ați gândit la Mircea Cioban. Avem nevoie de un domn, vornice. Țara are nevoie de un domn. Și Mircea Ciobanul, cum îi spui, da, da, pare totuși a fi și fiu de domn. Vorbe de clacă, boier, vorbe de clacă. Cine a mai auzit fiu de domn Cioban? Măria sa, Mircea Vode Ciobanul. Boier, vă învoiți să trimitem după Mircea pentru a-l aduce în domnie, au ba? Da, 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 da. Nevoia ne mână de la spate, trebuie să ne grăbim. Ați cugetat bine? Așa, așa bine, bine. Eu, boieri dumneavoastră, nu voi să știu de asemenea alegere. Pornirea trimișii divanului val vârtej spre casa mătușii Năneasca și luară pe Mircea Ciobanul cu alai mare și-l aduseră la târgoviște de-l întăriră în scaun. Nu-și venea în fire nici mătușa Năneasca după întâmplare, că prea nu se mai aștepta să ia la așa ursită pentru copilul de pripas crescut atât amar de an la ea în bătătură. Dar mai cu seamă nu-și venea în fire Mircea, căci se trezise luat fără nicio altă științare de la păstoritul oilor și caprelor și făcut domn. Și începea, fără voie, să-și amintească iar de traiul lui de mai înainte. Băieri dumneavoastră, mare fu cinstea la care m-ați ridicat. Mai cu seamă că ați purces la lucrul acesta, numai auzind felul în care am judecat pricina celor trei frați nemulțumiți de dreptatea părintească. Ei bine, eu voi a vă mărturisi acum că sunt cu adevărat și os domnesc. Să ne trăiește frumusat! Iartă-mă, măria ta, iartă-mă, oi cuteza ca un netrebnic peste măsură. Cu vorba mea păcătoasă, dar n-am aflat de când viețuiesc fecior de domn care să se împace atât de mult cu traiul de păstor, încât să nu mai cerce măcar a căta din nou domnia. Vei afla acum, vornice coadă, și poate nu fi prea târziu. Sunt fiul cel bun al lui Radu Vodă. Bine, dar n-a pierit în lupta cu turcii fiul lui Radu cel Mare, parcă așa știam, măria ta. Așa s-o fi zvonit. În adevăr însă am scăpat și am ajuns în satul de unde m-a dus răț la domnie. Așa e precum ai grăit, măria ta, și bucuria se nimerește a fi pentru noi mai mare și mai deplină. Să ne trăiești într-un mulți ani, măria ta. Ședeți, ședeți, boieri dumneavoastră. Acum voiesc să intre bătrâna care m-a crescut ca o mamă de mic, cu grijă și dragoste, căci se cade a vă povesti ea însăși cum am ajuns cioban la oile și caprele mătușii Năneasca. Priviți-o! Apropie-te, maică, apropie-te, n-ai teamă. Mi-o fi cu iertăciune, măria ta, că doar eu nu știu a mă purta cum se cuvine în fața domniei tale. Îți doar femeie bătrână și fără știință. Băieri dumneavoastră, bătrâna pe care o aveți acum înaintea voastră este mama mea. Căci mamă se cuvine să-i spun pentru câte a făcut pentru mine. I se cade toată cinstea. În sărăcia ei s-a milostivit și m-a oprit în casă. M-a crescut și m-a păzit de nevoi. Ia spune-le, maică, cum mă strigai să viu la masă când eram dus cu oile la pășunat? Ia că mi-ai rușine tare, măiculiță. Adică de măria ta. Lasă rușinea deoparte, maică. Hai, spune să audă și domniile lor. Ia, cum se strigă pe la noi, cinstiți boieri? Nu te rușina, măicuță, că nici eu nu m-am rușinat pentru viața de cioban ce-o dusei până acum. Păi, ia că așa strigam cinstiților boieri. Mircea! Mircea!
Vino la mămăligă rece cu său de berbece. Și copilul vinea boier dumneavoastră, vinea fugulița mânca la maica pe el. Io Mircea Vodă poruncesc să fie dusă cu mare cinste această bătrână la gospodăria ei și să-i se dea drept mulțumire și răsplată atâta pământ cât va putea să colinde cu caprele într-o zi. Și moșia ce o va primi să se numească în veci domneasca, în semn și spre a fi de neuitare în veci că e dar domnesc. Așa să fie, așa să fie, Maria ta, drept ai poruncit. Și mai voiesc să fie trimiși soli fără zăbavă la curtea lui Petru Vodă Rareș, domnul Moldovei, spre a cere drept doamnă a țării muntenești pe domnița Chiajna, rămasă văduvă după moartea lui Vlad Înnecatul. Am zis! Iar curtea domnească voia o statornici la București, spre a urma cele începute înaintea mea de Bucur Ciobanul. Se cuvine iarăși a se ști încă de pe acum, de către toți boierii și întreg norodul, că nu voi ca țara să fie plecată turcilor și nu voi a mai plăti tributul și dările câtă vreme la cârma sa mă aflu domn Io Mircea Vodă. Să trăiești, socot că datoria mea este de a lupta înainte de a mă pleca. Da, Io Mircea Vodă, domnul țării românești, mă încumeta spune că numai moartea ne dă dreptul de a ne pleca frunțile în fața dușmanului. Au greșesc oare cinstiți boieri? Să trăiești, și multă grijă purtă domnul lui Dimitrie Liubavici și lui diaconului Coresi, mari meșteri tipografiei țării. Dar cu boierii cei mari rău se purtă și greu îi urgesi. Și-au căzut astfel și capul lui Udriș de Bistrierul și al lui Coadă Vornicul și multe alte capete de mari boieri. Legenda spune că, din pricină că în copilărie păzise caprele și oile și din cioban ajunsese de-a dreptul domn, oamenii i-ar fi zis lui Vodă Mircea Ciobanul. Și așa i-a rămas numele până astăzi. Dar după istorici, zice-se că numele i s-ar trage de la faptul că le vânduse turcilor berbeci de prin părțile noastre, iar ciobanul ar însemna cu adevărat gelepul. Dar în pomenirea oamenilor, el a rămas până astăzi zis Mircea Ciobanul pentru cele istorisite mai înainte. Ați ascultat Mircea Vodă Ciobanul, scenariu de Elena Gronov-Marinescu. Au interpretat George Oancea, Rodica Popescu-Bitănescu, Vali Voiculescu, Lucian Muscurel, Dan Damian, Corrado Negreanu, Nicolae Lucian Botez, Matei Gheorghiu, Nicolae Pomoje, Victor Ștrengaru. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Tatiana Andrejčík. Regia artistică Dan Puican.